Consilierul Partidului Național Liberal Gorj, Mihai Paraschiva, a anunțat astăzi într-o conferință de presă că a chemat în judecată primăria municipiului Târgu Jiu pentru că nu a răspuns unei adrese înaintate în baza legii liberului acces la informațiile de interes public privind terenurile și clădirile libere, aflate în proprietatea autorităților locale. Am făcut în urmă cu o lună și jumătate, împreună cu domnul consilier Berca, o solicitare către primăria Târgu Jiu, prin care am solicitat să ni se pună la dispoziție o listă cu toate mijloacele de producție aflate pe raza unității administrative teritoriale a primăriei Târgu Jiu. În sensul că am cerut o listă cu toate terenurile și clădirile libere aflate în proprietatea primăriei Târgu Jiu. Am primit un răspuns la câteva zile după, în care mi s-a spus că este o solicitare destul de laborioasă și că vom primi răspunsul 30 de zile ca și termen legal. Paraschiv susține că termenul legal de acordare a unui răspuns a expirat, așa că s-au adresat instanței. Au trecut peste 40 de zile de la data depunerii hârtiilor de către noi și nici până în acest moment nu am primit un răspuns. Motiv pentru care ne-a hotărât să ne adresăm Tribunalului Gorj pentru a solicita soluționarea acestei cereri. De partea cealaltă, viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Aurel Popescu, spune că termenul legal de a răspunde solicitării consilierilor nu a expirat și va fi formulat în cel mai scurt timp. Știu de existența acestei solicitări, știu că este încă în termenul pe care primăria îl are la dispoziție pentru a răspunde acestei solicitări. Termenul este de 30 de zile lucrătoare, drept pentru care întâmplător sau nu, chiar m-am informat, este în a 26-a zi astăzi, deci mai sunt încă 4 zile lucrătoare la dispoziție pentru ca cei doi domni consilieri să primească răspunsul la solicitarea lor. Consilierii municipali au ținut să sublinieze că își doresc să identifice mai multe clădiri și terenuri în municipiu pe care să le pună la dispoziția unor viitori investitori.